natura, atunci când e gata să piară, înainte de a muri, dă un spectacol de culoare extraordinar de frumos. O simfonie de culori. Și e ca și când natura, zice Andrei Preșu, ar spune, frunzele acelea pe care le-a invocat Doamna, ar spune, da, vom muri, dar câtă splendoare. Așa că să privim partea aceasta. Afișul pe care l-a adus noi la mai aproape, zice că vom continua cu o domnișoară care, de asemenea, a mai fost în prezența noastră aici, ne-am mai citit niște versuri și, din câte mi-aduc aminte, a fost apreciată, așa că ne-am gândit să o invităm din nou. Bună ziua tuturor, după cum ați auzit, mă numesc Jojo Cinstea. Recunosc că mi-am făcut tema, da? Am extras și o poezie despre doamnă care nu este a mea, dar presupun că o să citesc la sfârșit. Am să citesc acum o poezie care mi-aparține. Nu are absolut nicio legătură cu doamna mie, nu face ce stau în timp. Dar asta este. Se numește Timpul sub tata sa. Ce fricoșător e să fii ca mine. Să aștepți ca topeala ceasului să se rotească înapoi. Dumnezeu la un urmat intuite să-ți usuce obrajii. Ce fricoșător, desprinsă de lume și liniștită de singurătate, parcă mor secundele într-o urzitoare rapidă a mânie. Te aștept fără alt rost. Doamne, cât de fricoșător, zilele fug din sac. Și tinerețea mea diminută, dar mai albastră mie inima. Cât și nu de copilărie mi-e dor, ci tot de tine. Ce-mi fi poșător e să fii pe mine. Deturnată de așa de un singur text al ei, a pregătit o poezie de Anastasia, dar la sfârșit poate citim și din alții poeți. Ca să dăm cuvânt mai departe, că suntem abia la începutul coloanei a doua și e bine ca toată lumea să ajungă să aibă un public odihnit și receptiv. Urmează domnul Ion Moraru, care de asemenea ne-a mai citit și care are și volume publicate interesante, s-ar putea să vrem să le vedem. Mă rugăm, e bine și de acolo. Rândare. Resemnatul meu rând prin vinea pe deală, au secat chii zboară de dor, ori cu împătarea sa, timp de ideală, suntem doar rândă. Nu te cunosc pe nicine frivolă, o sună toamna frunza cât mai bine, din mult scovară oile din cântec de băină, dând umbre de deoparte, în fața vieții mă plin. Am o poezie de Romulus Grupescu, vorbind de Doamna Vieții, o poezie, adică poezia este prefață la volumul Romulus Grupescu, poezia e scrisă de Laurențiu Ulici, portret. Sunt bătrân, bătrâne, timpul nu mă iartă. Anii nu știu bine când s-au adunat. Mai iubind o fată, mai atât o carte, mai plezind din viciul visului chiprat. Mai lovit de soartă, câteodată în față, mult mai des din spate, de prieteni buni, mai uitat în somn o altă dimineață, mai plângând în zborul unor voași văscuri. Mai sedus de glorii, care n-au să vină, mai trăzând în clipa pentru un ceas fictiv, mai stingând lumina tâmpelor albină, mai cerând în scorii tainicul motiv. Mai purtând pe umeri mantii iluzorii, mai glumind cu mine ca să nu mă văd, mai căzând din șeaua ceartă, certă a rigorii, mai cutremurat de un fric interior. Sunt bătrân, bătrâne, timpul îmi bate, anii pe din două lege s-alternând,
mai privind o fată, mai privind o parte, până unde totul, până unde când. Acordat că ați făcut promovarea acestui eveniment și ca dovadă că evenimentul a fost promovat. Bine, vă colegi Național Grigore Vesil. Sunt încântat să iau parte la acest eveniment și am zis să scot la lumină și câteva dintre creațiile personale pentru a ne împărtăși cu ceilalți. Prima mea poezie este intitulată Fațadă. Un zâmbet cald, venit dintr-un suflet rece, în ochi durere, pe buze tăcere, fără nicio mângâiere, fericirea doar o măgir. În fotografii monocrome rădăcite, stă mirajul unei vieți fericite, stă visul unei sorți liniștite, speranțe prefăcute în greutăți și suferință pierdute. Loialitatea farsă prefață, vanitatea o covață, când va reveni la viață, sufletul de gheață, când va avea relevanță, adevărata prefață, culorile vieții se distorsionează, declinul fericirii desemnează, suferința se accentuează, aceasta scurtează o prosperă viață. Și... intitulată Înstrăinare. Suflet înghețat, zâmbetul forțat, al iubirii sentiment distanțat, al familiei incipient renunțat. Lacrime mare, după fratele mai mare, pura alinare, a durerii eliberare, de familie separare, de străină atașare, o nouă familie îndepărtare, fără iubiri deșarte. Familia un concept așa frumos, omorât așa odios, un destin călos, un trecut odios, un viitor dureros. Singurătatea un destin, iubirea în declin, sufletul orfelin, în ochii lumii un străin, întunericului aparțin. Dragă și altă să fii alături de noi, de asta o să stabilim un contact și ne mai găsim anumite împrejurări. Iată că media de vârstă e din ce în ce mai tânără dintre noi și continuăm cu doamna Aurica Nistor. Mulțumesc! Nu vă pot spune că sunt la început de drum în această lucră. Fascinalizie, da. Da. Este o provocare și nu pot să spun decât că mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră, care aveți mai multă experiență și sunteți deja cu foarte multe creații interesante. Eu am lansat un volum timp mai devreme timp, în 15 mai, și m-am curat foarte mult că am reușit să duc până la capăt proiectul pe care mi l-am propus. Da, făcut sau nu, este o problemă de timp, pentru părerea mea. Îndemn. Adună-ți rădăcinile să crești drept, vindecă-ți sufletul să poți iubi. Îndreaptă-ți coloana să fii drept. Ridică-ți privirea spre cer și vei fi binecuvântat. Vindecă-ți rănile și vei rezista până la capăt. Acoperă-ți sufletul cu iubire ca să nu te doară neîmplinirea. Bucură-te de libertatea sufletului și te vei vindeca. Deschide ochii să fie mereu vii. Adună-ți mâinile să poți mereu să fii în rugă. Oprește-ți lacrimile și vei simți fericirea. Oferă-ți răgaz să știi încotro te îndrepți. Așteaptă și vei vedea ce îți oferă destinul. Visează, iar dintre sute de vise, alege pe cel mai frumos. Ghicește în nori să știi ce vei deveni. Alungă tristețea și deschide brațele să poți cuprinde iubirea. Acest
încă nefinisate, sunt creații pentru următorul volum. Îmi propun pentru cealaltă lansare și memoriile, viața mea în gimnastică. Acum mai am un poem, lumea fără timp. Într-o lume răsturnată, timpul de viață nu mai este exact. Clepsidra s-a blocat, nisipul nu mai curge. În orașul fără timp se întâmplă lucruri strane. Timpul a paralizat, nu înțelege ce s-a întâmplat. Se revoltă și încearcă să oprească totul în loc, pentru a reveni la cursul firesc al vieții. Răsturnarea lucrurilor a produs haosul existent. Energiile s-au oprit și nu mai pot controla evoluția. Mii de întrebări, fără răspuns. Unde am ajuns aici? Timpul, supărat pe haosul lumii, nu mai are coerență. Timpul este delutat, este și de haosul din fiecare dintre noi. Zbuciumul revoltei îl ajută să-și revină. Lucrurile se ordonează și ușor revin la normal. Cât a durat dezechilibrul? Toate se întâmplă într-o inerție fără control, dar cu un motiv. Așteptăm viața noastră așa cum era odată. Bucuria se lasă așteptată în această ordine a lumii, nouă ordine a lumii. Fugim dezorientați în toate direcțiile ca niște oameni fără buzolă pentru a regăsi ce am pierdut. Pacea, liniștea și empatia. Haosul lumii în care trăim creează neliniște și nesiguranță. Clepsidra se răstoarnă iar și se activează cu firișoarele fine de nisip. Haosul se liniștește, se reculege. Timpul și-a revenit, a dat tonul și curge în mod coerent. El mai dă o șansă evoluției. Mulțumesc! Stimați autori, vă sfătuiesc că atunci când scoateți un volum să oferiți bibliotecii un exemplar și puteți să oferiți și Fundației Naționale, pentru că sperăm că ar fi octombrie sediul Fundației Viață. Va veni pe nepregătire.